Bună seara, dragi prieteni de pe Facebook și YouTube. Sunt Cătălin Cornea și îl am alături pe Hiro. Într-o primă ședință, este o premieră fără lăs. El este de altfel un începător. Se luptă cu mine pentru că avem ceva de împărțit, și anume pe stăpânul lui care e în spate, și după ce îi voi da drumul, n-am, ce te faci? După ce îi voi da drumul, se va duce la chemarea stăpânului și îl va întâmpina. Hiro. Acesta este Hiro. Vom face câteva elemente în decorul pe care îl avem. Câteva elemente de disciplină simplă, dar fără les. Bazându-ne pe recompensare, pe stimularea lui Cătălin. Cheamă-l Cătălin. Perfect, poți să duci mai departe. El trebuie să rămână așa, nu contează neapărat în ce poziție rămâne. Nu ne interesează foarte mult la exercițiul de așteaptă poziția în care câinele rămâne. Este important ca la comandă el să rămână pe loc, pentru că vrem să-l găsim în locul de unde l-am lăsat. Cătălin se află la o distanță apreciabilă de reținut. Este că niciodată acest câine n-a stat așteaptă la această distanță. Este o premieră inclusiv acest lucru. Undeva la o distanță cam de 20 de metri, ceea ce este ok. Poți să vină apoi, Cătă. Câinele și-a setat singur starea și încearcă să-și păstreze calm autocontrolul atâta timp cât stăpânul lui vine să-l întâmple. Perfect. Poți să-i dai liber și du-te încolo. Foarte bine. Foarte bine. Este foarte important că acest câine, deși face parte din rasa Akita, este dornic să stea alături de el și nu întâmpină stimulii din mediu cu o atitudine care să îl facă periculos. Este important că este alături, este important că vrea să fie alături de el. Și acum cred că îmi permit cu Cătălin alături să îmi iau la revedere. Dă-mi și mie. Ia să dăm și mie. Așa, mă, măgar. Bravo. 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 Perfect. Lasă-l un pic. Cheamă-l la tine. Cheamă-l la tine. Așa. Ia vino puțin înapoi. Perfect. Mai facem o dată. Ieșezi? Ieșezi? Ne așteaptă, pleacă de aici. Așteaptă. Atât. Poți să vii și înapoi. Da. Ieșezi? Mai avem de lucru la desensibilizare, la atingere. Este foarte sensibil, foarte prietenos cu oamenii. De altfel, este extraordinar caracterul lui. Se vede că este dintr-o canisă de mare clasă. Pentru că este un câine prietenos cu oamenii. Asta este și menirea unui câine de companie. Să nu fie periculos cu oamenii, să n-aibă reacții nepotrivite, ci pur și simplu se bucure că este băgat în seamă. Dar noi vom lucra în timp și la exerciții de desensibilizare, în așa fel încât el să nu mai reacționeze la atingerea celuilalt, să păstreze în totalitate concentrarea către stăpânul lui. Da? La revedere! Ne vedem curând cu același Hiro mult mai avansat. Sunt Cătălin Cornea și nu uitați, dragii mei, orice câine poate fi dresat dacă la capătul lesei se află un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal.